Primarul Clujului, Emil Boc, s-a apucat de sport și nu degeaba. Totul în schimbul unui bilet gratuit de călătorie. Edilul a testat proiectul prin intermediul căruia clujenii pot merge cu mijloacele de transport în comun fără a scoate bani din buzunar. Așa că Boc s-a îmbrăcat lejer, a mers în stația de autobuz și s-a apucat de genoflexiuni. Inițiativa intitulată Bilet de Sănătate a revenit în Cluj-Napoca, doar că de această dată are câteva modificări. Automatul care oferă tichete de călătorie gratuite vine acum și cu un videoclip, prin care oamenii pot învăța să facă cele 20 de genuflexiuni în mod corect. Printre primii care au testat noul sistem s-a numărat și edilul orașului, Emil Boc. Primarul s-a filmat în timp ce realiza cele 20 de genuflexiuni, apoi a urcat imaginile direct pe pagina lui de Facebook. Campania este menită să îndemne pe oameni să facă sport. Proiectul a fost implementat pentru prima dată în luna septembrie anului trecut și a revenit în aceste zile. Până acum, inițiativa a fost pe placul clujenilor, iar autoritățile speră ca oamenii să vină în număr cât mai mare și de această dată.